că după alegeri, noi trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și noi trebuie să dialogăm cu toți. Noi trebuie să dialogăm și cu cei de stânga și cu cei de dreapta, să încercăm să găsim soluții pentru oameni. Asta este poziția mea. De aceea, imediat după alegerile parlamentare, după 11 iulie, trebuie să ne așezăm la masa discuției și să discutăm. Rău va fi dacă după aceste alegeri parlamentare nu se va găsi consens, pentru că eu deja văd că cei de la PAS declară că Maia Sandu nu va fi de acord cu unul sau doi sau trei. Sunteți gata să vă asumați responsabilitatea dizolvării încă o dată a Parlamentului și să aruncați țara în criză? Asta va fi responsabilitatea celor care nu vor accepta un dialog. De ce? Eu vă recomand, stimați oponenți politici, nu faceți greșeala din 2019. Când vă jurați cu mâna pe, nu pe Biblie, nu știu ce vă jurați voi acolo, că nu faceți nicio fel de discuție cu Dodon, nu dați mâna și așa mai departe. Alegerile vor arăta. Nu excludeți dialog. Dialog va fi necesar dacă vrem să rezolvăm problemele oamenilor. Noi, comuniștii socialiști, noi vom lupta pentru a învinge în aceste alegeri. Și eu sunt ferm convins că vom învinge. Vom învinge pentru că oamenii ne susțin. Eu asta o văd la toate întrevederile electorale pe care le-am și eu cred că va fi cu totul alt rezultat comparativ cu alegerile prezidențiale. Cei care consideră că vor lua majoritatea se îmbată cu apă rece. Mă refer la partidul de dreapta PAS. De ce? Nu negați posibilitatea de dialog.